Ediția de anul acesta se numește Sunetul și aduce la un loc toate felurile de artă. Festivalul Babel din Târgoviște, organizat de Teatrul Toni Bulandra, este unic în România și aduce la un loc artiști de talie internațională. Festivalul Babel aduce arta cultă în oraș. Este un festival al profesioniștilor din cultură și este unic prin concept, cel puțin în țara noastră. Ca amploare internațională, cred că este cam pe locul 2 sau 3. Evenimentele programate vor cuprinde întreaga cetate medievală a Târgoviștei. Spectacole indoor, spectacole outdoor, concerte, lansări de carte, proiecții de film, workshop-uri și nu în ultimul rând o paradă ce va împânzi străzile orașului. Ca noutate anul acesta o să avem vizita celui mai important om de teatru din lume, care este Bob Wilson, care vine în România cu ocazia dezvăluirii stelei de la Sibiu în timpul festivalului de la Sibiu. Charles Chemin, care este asistentul său, este un francez care trăiește în Statele Unite, va avea în coproducție cu noi o premieră aici și Bob Wilson vine să-i vadă această premieră. Compozitorul lui Charles Chemin este compozitorul lui Bob Wilson, care vine și cu o trupă și o să cânte pe platoul prefecturii. Festivalul Babel va debuta în data de 2 iunie. Ne dorim să facem un melanj între festivalul de animație care se va desfășura în perioada 1-2 iunie anul acesta, animație, și ne dorim să facem un melanj între animație și Babel. Așadar, în data de 2 seara o așteptăm la spectacolul Pasărea de Foc, producția Teatrului Toni Bulandra, care va încheia festivalul animație. Iar în seara datei de 2 iunie va debuta Festivalul Babel cu Parada Babel. Festivalul Babel a ajuns la cea de-a 7-a ediție și se va desfășura în perioada 2-11 iunie în municipiul Târgoviște.